În seara zilei de 15 septembrie, gala din Casa Iubirii a fost plină de emoții intense și decizii surprinzătoare, culminând cu eliminarea unei concurente și o decizie neașteptată din partea favoritului publicului, Robert. Această ediție a atras atenția spectatorilor prin dinamica intensă între concurenți, revelând atât fragilitatea relațiilor, cât și puterea iubirii autentice. Eliminarea Francescăi a fost un moment definitoriu al galei, surprinzând atât concurenții, cât și telespectatorii. Publicul a fost luat prin surprindere de decizia producției, care a sugerat o schimbare în dinamicile emisiunii. Tensiunea a fost palpabilă în rândul participanților, care s-au confruntat cu incertitudinea și frica de a fi următorii pe lista de eliminare. Această întorsătură a evenimentelor a generat emoții profunde, iar reacțiile concurenților au relevat impactul psihologic al competiției. Deși s-a confruntat cu numeroase provocări, Robert a reușit să se impună ca favorit al publicului, câștigând din nou cecul de 10.000 de lei. Succesul său nu vine doar din carismă, ci și din autenticitatea relației pe care o are cu iubita sa, Julie. Această performanță i-a asigurat un loc special în inimile telespectatorilor, având în vedere că abordează competiția cu onestitate și dedicare. Probabil cea mai neașteptată întorsătură a fost decizia lui Robert de a părăsi emisiunea împreună cu Julie. Acest moment a fost marcat de emoții intense, demonstrând prioritizarea relației personale în fața competiției. Această alegere a fost primită cu aplauze de către fani, subliniind curajul lor de a răspunde presiunilor externe și de a alege iubirea ca prioritate. Relația dintre Robert și Julie a fost un exemplu strălucit de iubire autentică în cadrul competiției. Spre deosebire de alte cupluri, care par adesea manipulate de producători, Robert și Julie au reușit să-și mențină integritatea și sinceritatea. Această dinamică a creat un contrast puternic față de celelalte relații din Casa Iubirii, demonstrând că iubirea poate fi cu adevărat o forță motivațională. Eliminarea Francescăi a generat o reacție emoțională puternică în rândul concurenților, care au fost nevoiți să constate că, în competiții ca aceasta, orice se poate întâmpla. Mulți dintre ei s-au arătat afectați de plecarea colegei lor, iar atmosfera din Casa Iubirii a devenit și mai tensionată. Această situație a scos la iveală fricile și insecuritățile concurenților, subliniind complexitatea relațiilor interumane. Decizia lui Robert de a părăsi emisiunea cu Julie a creat provocări semnificative pentru producție. Cuplul, având o bază solidă și o relație autentică, a demonstrat că nu poate fi manipulat. Aceasta a ridicat întrebări cu privire la strategiile de manipulare folosite de producție pentru a crea tensiune și drama în emisiune, evidențind limitele controlului pe care l-au asupra concurenților. Primind susținerea deosebită a publicului, decizia lui Robert și a Juliei de a prioritiza iubirea peste competiție a fost un semnal puternic despre valorile pe care le susțin telespectatorii. Această susținere ar putea influența opțiunile viitoare ale producției în ceea ce privește concurenții, dând naștere unor noi standarde de autenticitate și integritate în formatul emisiunii. Gala din 15 septembrie a fost un moment cheie în Casa Iubirii, în care iubirea autentică a fost pusă la încercare, iar deciziile luate au avut un impact profund asupra participanților și producției. Robert și Julie au demonstrat că, în ciuda presiunilor din jur, iubirea adevărată merită să fie prioritară. Această ediție a evidențiat nu doar intensitatea competiției, ci și puterea emoțiilor umane, lăsând deschisă întreaga poveste pentru viitorii concurenți și public. Într-o competiție unde dragostea și sinceritatea sunt fundamentale, recentul scandal generat de comportamentul lui Patrick a stârnit valuri de indignare printre concurentele din Casa Iubirii. Acest incident a evidențiat nu doar provocările vieții de reality show, ci și așteptările ridicate ale participanților, toate culminând cu cererea de descalificare a lui Patrick, după ce acesta a recunoscut că a avut o aventură în afara emisiunii. Scandalul a început să prindă amploare în momentul în care au apărut zvonuri despre relațiile extraconjugale ale lui Patrick. Acesta, cunoscut pentru personalitatea sa carismatică, a căzut sub privirile critice ale colegelor sale, care nu au uitat să-și exprime nemulțumirea. Recunoașterea aventurii lui Patrick a fost picătura care a umplut paharul, determinându-le pe concurente să reacționeze energic împotriva comportamentului acestuia. Patrick a admis public că a avut o aventură în afara emisiunii, un fapt considerat inacceptabil de majoritatea colegelor sale. Această recunoaștere a fost percepută ca o trădare a regulilor de fair play care guvernează competiția. Comportamentul său a pus în pericol atât imaginea emisiunii, cât și integritatea relațiilor dintre concurenți. Teodora, liderul de facto al grupului, a fost prima care și-a exprimat dezaprobarea față de comportamentul lui Patrick. Ea a lansat un apel deschis către producție pentru a lua măsuri împotriva lui, subliniind nevoia de respect reciproc între concurenți. Alte concurente, precum Alexandra și Larisa, au susținut-o pe Teodora, exprimându-și de asemenea dezamăgirea față de acțiunile lui Patrick.
În culise, tensiunea a crescut, iar fetele au început să discute despre următorii pași. Unele dintre ele consideră oportun să-l confrunte direct pe Patrick, în timp ce altele preferă să aștepte decizia producției. Oricum ar fi, strategia lor este clară. Nu vor permite ca acest incident să afecteze atmosfera din Casa Iubiri. Pe măsură ce scandalul s-a amplificat, presiunea publicului a crescut semnificativ. Fanii emisiunii au început să-și exprime opiniile vehement pe rețelele sociale, cerând oficial descalificarea lui Patrick. Această cerere a fost amplificată de mesajele de susținere aduse de celelalte concurente, subliniind nevoia unei reacții ferme din partea producției. Impactul scandalului a început deja să se resimtă în dinamica emisiunii. Relațiile dintre concurente sunt tensionate, iar încrederea a fost afectată grav. Asta a condus la o reconfigurare a strategiilor de joc, fiecare concurentă având acum de cântărit riscurile implicării într-o comunitate care poate deveni rapid toxică. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în zilele următoare, dar cert este că scandalul lui Patrick a lăsat o amprentă serioasă asupra atmosferei din Casa Iubiri. În concluzie, scandalul generat de recunoașterea aventurii lui Patrick a provocat reacții puternice în rândul concurentelor. Acesta scoate la iveală nu doar vulnerabilitățile individuale, ci și provocările pe care le întâmpină o comunitate sigură în fața încălcării eticii și a relațiilor interumane. Prin urmare, deciziile care vor fi luate de producție în zilele următoare vor avea un impact semnificativ asupra desfășurării competiției și asupra percepției publicului asupra acesteia. Patrick a recunoscut recent că a avut cel puțin o aventură în afara căsătoriei, ceea ce a stârnit controverse și discuții intense în cadrul emisiunii. Această confesiune nu doar că l-a pus pe el într-o lumină proastă, dar a adus și întrebări importante cu privire la integritatea acestuia ca participant. În plus, recunoașterea s-a fost văzută ca o încălcare gravă a regulamentului competiției, care subliniază importanța onestității și a respectului în relațiile interumane. După episodul de dimineață, dovenile împotriva lui Patrick au devenit tot mai concludente. Martorii au fost intervievați și informații noi au fost dezvăluite, întărind acuzațiile inițiale. Acest flux de dovezi nu doar că evidențiază gravitatea situației, dar și inevitabilitatea unei reacții din partea organizatorilor competiției. În plus, regulamentul specifică faptul că orice relație care durează mai mult de o săptămână poate fi considerată o încălcare a regulilor, făcând situația lui Patrick și mai critică. Regulamentele competiției sunt clare în privința comportamentului concurenților. Răspunsurile automate ale comitetului de organizare în fața acestor probleme sunt menite să mențină standardele de etică. Aceasta se bazează pe ideea că, pentru a exista un teren de joc corect, toți participanții trebuie să respecte aceleași reguli. Orice abatere poate duce la sancțiuni severe, inclusiv descalificarea. Patrick riscă acum să fie un exemplu de urmat în acest sens. Dacă descalificarea lui Patrick se va materializa, efectele vor fi resimțite nu doar de el, ci și de restul concurenților și de formatul emisiunii. Aceasta ar putea deschide ușa pentru o reevaluare a regulilor și pentru protejarea imaginii competiției în fața publicului. De asemenea, descalificarea s-ar putea crea un precedent care să descurajeze alte comportamente similare în viitor. Reacțiile colegilor de competiție la dezvăluirile despre Patrick variază. Unii condamnă acțiunile sale, în timp ce alții se arată compasiei. Această situație a generat un climat tensionat, unde încrederea și camaraderia între concurenți ar putea fi afectate pe termen lung. Observând cum Patrick se confruntă cu aceste acuzații, alții pot fi ulterior influențați să-și revizuiască propriile alegeri și comportamente. Descalificarea lui Patrick ar avea un impact semnificativ asupra percepției generale a emisiunii. Aceasta ar putea fi văzută atât ca o măsură de responsabilitate, cât și ca o slăbiciune în fața scandalurilor. Principala întrebare care se ridică este: cum va răspunde publicul? În timp ce unii spectatori ar putea susține decizia, alții ar putea deveni dezamăgiți, influențând astfel gradul de popularitate al emisiunii în ansamblu. În concluzie, situația lui Patrick este un exemplu clar al modului în care alegerile personale pot influența nu doar cariera unui individ, ci și dinamicile unui întreg grup. Pe măsură ce dovenile continuă să se acumuleze și discuțiile despre descalificarea sa se intensifică, este esențial ca organizatorii competiției să iau o decizie care să reflecte regulile stabilite și să mențină integritatea programului. Impactul acestei decizii va putea fi văzut în modul în care concurenții și publicul vor răspunde în viitor. Într-o lume a competițiilor televizate, unde reputația și imaginea personală sunt extrem de valoroase, Patrick se află într-o poziție precară în urma recunoașterii sale de a avea relații în afara căsătoriei. Recent, dovenile care susțin aceste acuzații s-au acumulat, generând speculații cu privire la o posibilă descalificare din competiție.
Într-o lume a competițiilor televizate, unde reputația și imaginea personală sunt extrem de valoroase, Patrick se află într-o poziție precară în urma recunoașterii sale de a avea relații în afara căsătoriei. Recent, dovenile care susțin aceste acuzații s-au acumulat, generând speculații cu privire la o posibilă descalificare din competiție. Patrick a recunoscut recent că a avut cel puțin o aventură în afara căsătoriei, ceea ce a stârnit controverse și discuții intense în cadrul emisiunii. Această confesiune nu doar că l-a pus pe el într-o lumină proastă, dar a adus și întrebări importante cu privire la integritatea acestuia ca participant.